Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore. Să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni și că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Vom face 3 etalări ca de obicei. Prima variantă, prima pietricică, a doua și a treia variantă. Bun. Vreau să vă mulțumesc de la bun început tuturor pentru toate complimentele, pentru toată susținerea, pentru toate vorbele frumoase. Mă bucur foarte mult că pot fi aici cu voi și că vă pot fi de ajutor. Vă pup, vă iubesc și vă îmbrățișez pe toți cu drag. Bun. Haideți să începem cu cei care ați ales prima etalare. Prima variantă, ok? Haideți să vedem ce vă așteaptă evenimente importante în următoarele 72 de ore. Bun. Pentru cei doi etalarea numărul 1, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Evenimente importante. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea animal 1, evenimente importante. Se pare că foarte mulți dintre voi care aveți o chestiune de judecată, o chestiune de a câștiga un proces sau care vreți să depuneți, ca să spun așa, sau să luați ceva pe partea asta, credit la bancă sau pentru a cumpăra o locuință sau încheia un contract. Foarte mulți dintre voi care sunteți în situația asta, cumva vă luptați cu niște chestii ale trecutului. Poate mulți dintre voi, la mulți dintre voi este vorba despre un testament, este vorba despre ceva pentru care vă luptați, este un drept de-al vostru. Ok? Dacă este vorba despre o moștenire, clar vă luptați cu un bărbat sau vă luptați cu mai multe persoane din familia voastră sau frați, surori care încercați să faceți pace sau rude sau persoana respectivă care mai este în drept pentru această locuință sau acest teren sau proprietate, indiferent ce ar fi pentru mulți dintre voi. Alți dintre voi, pentru cei care, doamnele, care vreți pensie alimentară pentru copil și bărbatul nu plătește practic, aici este o chestiune blocată, probabil este un proces amânat, este o supărare datorită unui proces amânat. Poate bărbatul ăsta este berbec, taur, din câte văd, gemeni, balanță, sau poate voi sunteți balanță, procesul este amânat. Voi vreți cât mai repede să se încheie această situație, nu vi se pare drept și just pentru unele dintre voi suma de bani pe care vă oferă bărbatul ăsta, ok? Poate pentru altele dintre voi, pentru că este o sumă blocată, poate bărbatul ăsta minte și spune că vă trimite, dar de fapt nu vă trimite, ori este foarte puțin, ok? Poate mulți dintre voi aveți o fată și un băiat sau două fete și un băiat, ok? Este mult prea puțin. Aici este o supărare, clar. Și veți merge mai departe, dacă sunteți în situația asta judecată, ca să stabiliți, pentru că cumva aici cineva s-a plâns foarte mult că nu are, că este într-o situație proastă, că încearcă să facă cât mai repede, voi vă și grăbiți foarte mult și mi se pare normal, încearcă să facă cât mai repede o mutare pentru o stabilitate mai mare, dar din câte văd aici, dacă nu insistați voi, să știți că lucrul ăsta nu o să... Voi mergeți mai departe, dar persoana asta vă joacă emoțional. Se plânge, e posibil ca persoana asta să aibă avocat sau să fi discutat cu avocatul sau avocata voastră și să spună că are probleme care sunt de fapt minciuni. Pentru alții dintre voi, într-adevăr, persoana asta poate avea probleme și anume poate chiar avea probleme de lege. Sau poate chiar credite la bancă și nu se mai ajunge. Pentru alții dintre voi... primiți o înștiințare din partea legii, ok? Ceva pe partea asta, în special pentru cei care aveți probleme cu legea,
legat de o persoană închisă sau poate voi ați avut probleme cu așa ceva? Aici o supărare. Cineva plătește pentru eliberarea cuiva sau cineva plătește amenda cuiva aici, în următoarele 72 de ore. Pentru mulți dintre voi aveți foarte mare grijă în ceea ce ține de circulatul cu mașina, pentru că aici văd o chestiune de o viteză foarte mare și apoi un mic incident. Iar autoritatea, cum s-ar spune, nu ar accepta bani de la voi și asta vă supune la luarea carnetului și mers mai departe ca să puteți să vi recuperați. Asta văd pentru dintre voi. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 1. Următoarele 72 de ore, evenimente importante. Aici avem balanță rac. Ok, săgetător. Cei care sunteți în situația asta, aveți grijă. Echilibrul vostru pe... Aici e cineva blocat și cu lacrimi. Oricineva vrea să comunice cu voi foarte mult. Cineva aici n-a... Ok, am înțeles. Ori sunt mai mulți bărbați la un loc, ori sunt trei bărbați, ok? Ori e vorba de o situație în care un rac pe scorpion, scorpion gemeni, ok? Se simte blocat în a face o ofertă justă, ceea ce își dorește, ok? Sau către o persoană justă care i-a oferit dragoste înainte, iar persoana asta cumva a înșelat încrederea acestei persoane, puteți fi voi, bărbatul sau femeia, de-aia spun mereu, luați cum rezonează pentru voi. Un bărbat aici, rac pe Scorpio, vrea să se întoarcă la o femeie pe care o iubește și care i-a oferit o chestiune serioasă, dar el în trecut, alegând altceva, ok, a fost decepționat de propria alegeri, iar acum vrea să se întoarcă înapoi. Bărbatul ăsta poate avea și vicii sau patima băuturii. Bun. Pentru alții dintre voi vreți să vă achiziționați o mașină nouă și aici vă rog frumos să aveți puțină grijă pentru că e posibil să fie vorba despre o mașină sau repararea unei mașini. Ori repararea unei mașini vechi nu mai poate fi făcută și atunci vă achiziționați o mașină nouă, dar pentru asta va trebui să mai așteptați un timp. Pești săgetător, ok? Dacă sunteți pești săgetător sau aveți pești cu săgetător, ok? Este o confuzie aici legată de un proces. Poate este vorba despre un divorț în care cineva nu mai acceptă joaca, iar cineva spune oricum plec, va trebui să accept să semnezi actele de divorț. O comunicare plină de lacrimi sau cu păreri de rău vine din partea unei persoane direct pe Scorpion sau voi o trimiteți, ok? Cineva, rac pe scorpion, berbec săgetător care s-a jucat în trecut, din câte văd a ales distracția. Iar bărbatul ăsta acum este singur, duce un greu. Iar cineva aici s-a vindecat și a mers mai departe. Femeia s-a vindecat și a mers mai departe și și-a recăpătat puterea. Bărbatul ăsta este posibil pentru multe dintre doamne să fi petrecut o perioadă în singurătate, o perioadă, poate a avut probleme cu cineva, o femeie din rac, pești, ok? Care din câte văd i-a făcut probleme, i-a făcut probleme emoționale, mentale, ok? Persoana asta a trăit într-un mediu destul de toxic. Cineva aici, cineva se recuperează. E posibil ca ambii să vă recuperați. Aici cineva lasă confuzia la o parte în următoarele 72 de ore și merge mai departe. Vin către voi un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn, un bărbat din Rac, Pești sau Scorpion, ok? Care termină orice fel de... Persoana asta este posibil să fie avut un grad de răutate, un grad de... ca să spun așa, de furie sau... Un fel de a fi destul de agresiv. Persoana asta termină cu acest lucru din câte văd. Devine o persoană mult mai blândă. Devine o persoană care își dorește o relație serioasă. Asta poate fi pentru doamnele din Leu, Berbec, Săgetător. E posibil
să respingeți oferta asta sau să aveți tendința să respingeți cu 7 de băte, pajul de cupe și 3 de săbii, pentru că persoana asta în trecut v-a tratat ca pe opțiune. Mm-hmm. Voi sunteți foarte bine și cu foarte multă independență financiară în ceea ce ține de domiciliu vostru, de casa voastră, exact. Urmează un succes și o abundență foarte mare pe partea financiară. Da, clar, aici rac pe Scorpiu, regele de cupe, forța cu 10 de săbii și 5 de săbii. Forța este cineva din leu cu cineva din rac pe scorpion. Mm-hmm. Nu, persoana asta tot vă așteaptă, să știți. Nu, clar, s-a despărțit de o fecioară. Tot acest scorpion îmi apare, ok? Persoana asta nu renunță din câte văd. Pentru că simte că e o oportunitate pierdută și că vrea un nou început. Poate în trecut v-ați conectat doar la nivel intim sau a fost doar o prietenie sau ceva, o întrevederi scurte, ok? Poate persoana asta a avut conflicte financiare în familie sau cu cineva foarte apropiat din Taur, Fecioară, Capricorn cu 6 de cupe, părinte, frate, soră. Haideți să vedem și din aceste cărți. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 1. Da, cineva se uită înapoi cu regret aici. Sunteți ținta acestei persoane. Să știți că persoana asta este lângă ușa voastră. Ok. Următoarele 72 de ore acolo stă. Poate aveți, toate stați acasă sau, exact, persoana asta e în fața scărilor sau în fața porții. Aici e o... Exact. Persoana asta... persoana asta vrea să dea ochii cu voi, să converseze cu voi neapărat. Au fost confuzii, au fost vicii. Persoana asta vă consideră niște femei... E un bărbat, vă consideră niște femei delicate, niște femei finuțe, niște femei drăguțe, feminine... Îi place foarte mult cum vă exprimați, îi place foarte mult cum vă îmbrăcați, cum vă purtați cu această persoană. I-a plăcut foarte mult, ok? Poate fi un bărbat înalt, slăbuț. Posibil? Nu vreau. Trebuie să râd. Ok. Pentru dintre voi, să știți că persoana asta... Nu, am râs de ce am desenat aici, ok? Ok. Deci vreau să spun că persoana asta, dacă ar putea să se facă o pasăre, să asculte la geamul vostru, ar fi perfect, dar nu poate. Sau poate chiar ascultă, ok, pe lângă casa voastră sau... Este un mic detectiv pe lângă voi, ok? Pentru că persoana asta vrea pur și simplu să afle ceea ce faceți, cu cine sunteți. Pentru alții dintre voi, persoana asta a avut probleme cu legea, ok? Cineva care l-a supravegheat, ori un arest la domiciliu sau persoana asta chiar a fost posibil, ok? A stat numai în casă. Aici avem pe cineva care a avut o ruptură, ok? Dar se poate suda la loc. Nu. Să știți că persoana asta nu renunță la voi. Și clar a fost un triunghi amoros, să știți. Și persoana asta v-a ales pe voi. A renunțat la o opțiune sau opțiunea respectivă nu l-a mai vrut, ok, relația respectivă și persoana asta vă vrea pe voi. Dar acum decizia va aparține vouă. Vreau 3 de cupe ăsta. Ok, clar, ținta acestui bărbat sunteți voi. Bun. Mai vreau o carte, concluzia pentru acest TVP. Da, clar a fost o luptă. Clar a fost o luptă și o rivalitate din care voi n-ați vrut să faceți parte. Posibil bărbatul ăsta cu cineva din trecutul vostru sau posibil cu cineva din trecutul lui. Mai vreau o carte. Ok. Exact, cu cineva. E posibil cu cineva din familie cu care lucra. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la etalarea numărul 2. Bun, haideți să continuăm cu etalarea numărul 2, să vedem ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 2 în următoarele 72 de ore.
evenimente importante. Haideți să vedem. Ce urmează pentru cei de la etalarea numărul 2? În următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la etalarea numărul 2. Evenimente importante. Aici sunteți leu berbec săgetător. Ok. Sunteți... O secundă. Aici cineva regretă un conflict pe care l-a avut cu voi sau poate vă regretă pentru conflictul adus. Poate fi cineva din Taur, Fecioară, Capricorn care dorește să se întoarcă către voi. Am împărăteasa, poate fi cineva din Taur, Balanță, ok? Este cineva care vrea să se întoarcă înapoi, dar îi... Cum se spune, voi ați trecut peste acest conflict, voi ați trecut și ați mers mai departe și vreau clarificare. Este cineva care regretă, regretă că voi ați mers mai departe încheiind acest ciclu, ok? Iar ceea ce văd aici este că persoana asta vrea să se întoarcă în trecut la ceea ce a fost acolo, la ceea ce s-a întâmplat între voi. Vreau clarificarea cărților și să nu se fi întâmplat astfel sau să nu fi existat acest conflict cu această greutate sau această... Îi poartă o părere de rău. Posibil și voi ați purtat părere de rău în privința asta și poate chiar v-a fost foarte greu în urma acestui conflict. Dar pentru mulți, nu neapărat poate fi o chestiune de dragoste, poate fi o chestiune de familie, ok? Între prieteni, de rudenie, cu cineva pur și simplu de același sex, poate fi... Vreau să văd clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 2, următoarele 72 de ore. Bun. Aici, da, exact. Aici s-a terminat voi cei din leu, ok? S-a terminat o conexiune pe care ați avut-o, prietenie, conexiune și mergeți mai departe către altceva. Ați terminat cu absolut ce înseamnă neseriozitate. Sunteți din defensivă cu conflictul, nu vă interesează, v-ați găsit echilibru. Mergeți mai departe pentru că voi ați căpătat foarte multă înțelepciune și foarte multă maturitate și știți să gestionați lucrurile acum. Aici a fost ceva ascuns, 3 de cupe cu luna. Au fost niște minciuni, ok? Au fost poate cei care sunteți leu și aveți și capricorn, sunteți cei care mergeți mai departe într-un echilibru, într-o relație nouă care se deschide pentru voi. Aici a fost implicat și cineva din pești. Ok? Și poate persoana asta este cea care regretă din cauza voastră pentru voi, ok? Pentru că aici a treia persoană putea să fi fost cineva din rac, pești sau scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn. Defensiva sa este ca și cum nu mai am niciun blocaj, merg mai departe și nu mă interesează defensiva asta sau nu mă interesează nimic. Aici este un bărbat din scorpion cu care veți începe o nouă relație, doamnele din leu. Este un bărbat singur, din câte văd, care vrea un nou început cu voi. Posibil să fi fost două persoane sau același bărbat care regretă că a ales pe altcineva și v-a trădat și vrea să se întoarcă la voi. Ok, regretă că v-a adus judecată care n-a fost justă în trecut, legată de un leu rac, 3 de cupe, poate o situație în care persoana asta și-o fecioară, văd aici, poate situația în care era implicată această persoană. Aici cu asul de săbi și justiția vi se face justiție, ok? Vi se face justiție cu un nou început în care voi vă reechilibrați pentru că asul de bâte și diavolul nu vă interesează nicio relație nesemnificativă pentru unii dintre voi, vreți să vă bucurați de moment. Și dacă este să se creeze ceva serios, ok, dacă nu, persoanele care vor defila lângă voi vor fi persoane pe aceeași frecvență și energie cu voi și vă interesează doar energia pozitivă. Aici, scorpion leu. Bun, se termină defensiva și conflictul între un scorpion și un leu aici. Ok? Din turnul ăsta este o victorie, persoana asta vă așteaptă. Doi de bute, clar. Și să știți că vine către voi cu nenumărate oferte. Poate voi chiar ați plus după persoana asta în trecut pentru bărbatul ăsta. Poate a fost cineva aici care s-a implicat, am spus familia. Magicianul cu asul de bute și diavolul, magie pentru... lucru sexual sau pentru a vă despărți pe partea asta sau cineva manifesta neseriozitate și doar atât.
și magicianul tot scorpion, ok? Cineva aici s-a reechilibrat și acum în momentul când cineva s-a reechilibrat exact și urmează foarte multă abundență pentru cei care sunt aici, sunteți aici, pentru că victoria este a voastră, sufletul vostru pereche a sosit, poate să fie cineva de scorpion, repet, care vă așteaptă și la drumul ăsta decizia acestei persoane sunteți voi. Decizia, dar s-ar putea ca să nu acceptați persoana asta, nu știu de ce văd un 4 de cupe, persoana asta nu va fi acceptată din prima, pentru că din câte văd aici a fost o oportunitate pe care persoana asta a pierdut-o cu voi, pentru că voi ați oferit cupa asta de dragoste sinceră și curată, iar persoana asta a refuzat-o la timpul ăla sau s-a comportat ca și cum erați o opțiune. Aici nu are loc sau n-a avut loc o discuție foarte mult timp între voi. A fost o pauză în care n-ați vorbit. Aici, clar, poate persoana asta era influențată sau influențată de familie, era influențată de prieteni, de anturaje, de două persoane, doi bărbați, ok, un bărbat șateni, poate ambii șateni, ok, un bărbat berbec, un bărbat din leu berbec, săgetător, și un bărbat din taur. Aici este o decizie. Persoana asta a decis, voi ați decis să vă iubiți pe voi și persoana asta a decis să vă iubească pe voi, culmea. Aici conflictul s-a terminat, mergeți mai departe. Și de ce spun 4 de cupe și regina de săbii? Că indiferent ce zodie ați fi, decizia voastră este una în care mă simt bine cu mine, mi-am recuperat liniștea. Este aici un pending, ca să spun așa, o ofertă care vrea să vă facă persoana asta serioasă. Nu știu de... cred că acțiunile acestei persoane din trecut v-au făcut să vă vedeți de treaba voastră, de viața voastră. A fost o lecție. Chiar dacă este suflet pereche, mai vreau o clarificare aici. Chiar dacă este suflet pereche, poate trebuie să muncească pentru a vă pentru a avea din nou atenția voastră, ok? Pentru că regina de săbii și cu echilibru și doi de pentacule vorbește de o persoană care s-a reechilibrat. Vreau o clarificare pe final aici, 4 de cupe și regina de săbii. Da, clar este că nu vă interesează confuzia, nu vă interesează, nu mai aveți blocaje, blocajele s-au terminat, asta e clar. Nu vă interesează, posibil pentru unii dintre voi aveți o foarte mare victorie și nu vă interesează opțiunile, ok? Regele și regina de bute, vara și cu 6 de bute, ok. Poate chiar vă hotărâți la persoana asta, dar ideea este că sunteți suflete gemene, să știți. Regele și regina de bute sunt suflete gemene. Păi și de ce este 4 de cupe aici? Am înțeles, ok. 3 de săbii, ia să văd, 3 de săbii cu 10 de monede. Pentru că aici decizia va fi, exact, pentru că cineva posibil să țină de afacerea lui sau de vindecarea lui și mare să se vindece. 3 de săbii și 10, ok, pentru că cineva trebuie să părăsească o a treia energie, ok, sau pentru că cineva a trebuit să părăsească a treia energie, gemeni în balanță, vărsător, ok, ca să fie cu o persoană din leu, din câte văd, leu-scorpion, iar din câte văd aici, magicianul, eremitul și 8 de pentacule. Cineva a trebuit să facă foarte multă muncă interioară ca să reușească să treacă peste această traumă sau peste această confuzie, sau a trebuit să învețe niște lecții, să termine un ciclu ca să devină împărat, să poată fi cu împărăteasa, din câte văd, și să poată să recunoască că iubește cu adevărat, ok? Pentru că aici o persoană a avut inima închisă, sufletul închis. Și când vorbim de 6 de cupe, vorbim de o traumă din copilărie pe care bărbatul ăsta poate a avut-o, ok? Poate chiar și voi, doamnele, ați avut-o. Și vorbim de ceva ce s-a terminat de foarte mult timp, iar bărbatul ăsta trebuia să reușească să treacă peste acel aspect. Și anume, poate din partea tatălui, cam împăratul și 6 de cupe, poate n-a avut iubire din partea tatălui și asta i-a lipsit. Haideți să vedem și din aceste cărticele. Următoarele 72 de ore pentru cei de la etalarea numărul 2. A, da, aici cineva are litera A aici, ok. Să vă doriți o persoană cu litera A.
Aici este o chestiune de s-a deschis cartea, s-a deschis cutia Pandorei, s-au deschis secretele, s-au aflat secretele, ok? Pentru că sau cineva și-a deschis sufletul, cineva are litera A aici și cineva are litera V sau P, ok? Poate fi un bărbat care s-a comportat imatur sau poate fi vorba de vicii, poate fi vorba de cineva care a trebuit să devină mai stabil, cineva care a trebuit să, exact, să renunțe la niște vicii, la un comportament agresiv, la un comportament, poate cineva aici chiar a avut probleme cu legea din câte văd, poate cineva aici a fugit de responsabilități, fugit de stabilitate, fugit de trecut în loc să dea piept cu el și să-l rezolve. Aici poate fi vorba despre cineva care se învârtea în jurul țintei, ca să spun așa, da, se învârtea în jurul ei. Deși ținta acestei persoane sunteți voi, persoana asta se învârtea în jurul vostru, da. Este ca și cum căuta în locuri nepotrivite. Bun, este un bărbat care poate să... Da, e un triunghi amoros, clar, n-a știut, a fost la o răscruce de drumuri și n-a știut ce să aleagă, dar acum plânge după voi și telepatic vă transmite că sunteți suflete gemene și că vrea să fie cu voi, clar. Persoana asta a avut o regină de monede sau de cupe rac pe scorpion sau taur fecioară capricorn autoritară în viața lui sau legată de trecutul lui. Cineva tot trăgea în trecut, ok? Posibil să fi fost o figură masculină care îi făcea treaba asta. Iar am aici un 3 de cupe între care voi sunteți alegerea acestei persoane care pășește către voi. Pentru unii dintre voi, după această separare, să știți că urmează o împăcare. Bun. Atât am avut și pentru cei de la... Și mesaj. Atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la etalarea numărul 3. Bun, haideți să vedem pentru cei de la etalarea numărul 3 ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore, evenimente importante. Pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Aici a fost o greutate în a vă recăpăta bucuria, ca să spun așa, sau ați muncit mult pentru bucuria pe care o să o atingeți în următoarele 72 de ore sau ați atins-o deja. A fost o decepție sau a fost o durere legată de o suferință amoroasă, posibil pentru mulți dintre voi, sau fericirea voastră interioară. Aici este un ciclu care s-a încheiat de povară pe umerii voștri, leu, berbec, săgetător, posibil rac pe scorpion, ok? Este o chestiune de ceea ce țineați, acum țineți voi de fericirea voastră nouă de cupe și soarele, este o fericire foarte mare pe care voi o să aveți în următoarele 72 de ore, în care sunteți mult mai stabili, în care sunteți mult mai echilibrați, munciți cu spor, aveți rezultate pozitive, veți avea un nou început, ok? După o perioadă de singurătate în care voi ați vorbit cu voi pentru vindecarea voastră și v-ați reechilibrat, ok, și ați învățat că piedicile nu sunt sănătoase și blocajele mentale, ok, ci doar pur și simplu niște limitări, ca să spun așa, sănătoase vis-a-vis de persoanele sau de evenimentele care nu vă fac să vă simțiți confortabil, dar nu să vă blocați sporul și viața, ok? Din cauza unor chestiuni din trecut care v-au făcut rău. Aici am, în materie de dragoste, vreau să fac o clarificare ca să-mi dau seama despre ce este vorba. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la etalarea numărul 3, următoarele 72 de ore. Da, a fost multă discuții singuri, ok? Dar ceva a adus la nivelul ăsta, așa anume a adus împăratul în viața voastră, sufletul vostru pereche care ține de voi, să știți că persoana asta ține de voi. Trecutul toxic al acestei persoane, vicii, băutură sau infidelități sau
o situație financiară precară sau indiferent de situație, mintea voastră închisă și piedicile și blocajele, poate ambii dintre voi ați fost așa, ok? Pentru că am regele și regina de săbii, amândoi v-ați blocat, persoana asta vă urmărește acum, v-ați redeschis sufletul unul, ambii v-ați deschis sufletul, să știți, ambii v-ați deschis sufletul, iar persoana asta acum vă regretă, leu, am mai văzut și la doi. E o fecioară din trecutul acestei persoane cu care a terminat relația, sau posibil rac pe scorpion, berbec, gemeni. Persoana asta va alege pe voi, cei din leu sau care aveți leu și capricorn, leu cu ascendent în capricorn, leu cu luna în capricorn. Voi aveți cumva o limită sănătoasă de data asta pusă vis-a-vis de casa voastră în ceea ce ține de fericirea pe care ați acumulat-o acum, stabilitatea. Dar persoana asta este în poziția în care vă urmărește, vă caută, vă urmărește, vă caută, vă urmărește. Aici e un conflict pe care această persoană l-a avut cu un împărat, 5 de săbii, și poate ambii ați avut traume din partea tatălui sau cineva autoritar din viața voastră, ok? Sau o încăpățânare sau un control pe care a trebuit să-l lăsați la o parte sau un capitol din viața voastră. Pentru că și voi aveți victorie, dar și persoana asta se pare că are victorie, ok? În ceea ce ține de terminarea acestui conflict, ambii ați terminat conflictele din viața voastră, ambii, aici se așteaptă o justiție și o judecată curată, persoana asta așa a găsit echilibru și voi la fel, și ambii v-ați vindecat cu nouă de săbi și steaua, ok, singuri în casă, ok, poate chiar v-ați gândit unul la celălalt. Aici e un drum cu șapte de săbi cu steaua, ok. Cineva a tot ocolit această vindecare foarte mult timp, dar n-a putut să o mai ocolească mult timp pentru că a trebuit să se vindece. Este posibil ca persoana asta din Scorpion pe care adevărul, ok? Adevărul este că persoana asta din Scorpion care v-a respins este posibil să fi fost influențat sau să termine o situație de familie cu un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn și o femeie din Rac, Pești, Scorpion. Zic familie pentru că este Hierofantul. Sau poate fi grad de rudenie sau relație. Persoana asta în trecut, deci sunteți suflete gemene, clar, v-ați conectat printr-o pasiune. În trecut, ceea ce v-a oferit a fost doar o cupă de cavaler de bute și anume poate ambii v-ați comportat altfel sau astfel sau persoana asta. Dar eu să vedem rezultatul dintre voi doi, dar nu cu ăsta. Motoare 72 de ore între voi doi. Carul cu spânzuratul invers, reușiți? Dar de ce mai e diavol? De ce este diavolul aici? Pentru că, să știți că unul dintre voi, ia să vedem, ce mai este, poate că cealaltă parte de vindecare trebuie să o faceți împreună, ok? De ce este diavolul aici? Poate cealaltă parte de vindecare trebuie să o faceți împreună, ori diavolul este aici pentru că mai există a treia persoană sau opțiuni, ori cineva mai are un grad de confuzie. Cineva încă mai este influențat de o figură feminină, vărsător, sau ceva din copilărie. De ce e diavolul aici? Sau, de ce este diavolul aici? Da, da, da. Cineva se mai luptă cu un rac, ok? Sau se mai luptă cu o chestiune mentală încă? Cine se luptă cu chestiunea asta? Cine? 3 de săbi, 6 de bute, 6 de bute avem aici, regele de cupe, rac, pești sau scorpion se luptă cu această problemă mentală și vrea să vă povestească, vrea să vă spună și vine către voi, ok? Are de-a face cu un conflict cu un rac. Și ce va face persoana asta vis-a-vis de voi cu acest diavol? 10 de săbi și lumea. Ok, asta este un lucru bun. Dar cum va încheia acest diavol? Cum va încheia acest diavol? Ia să vedem. Asul de bute. Încheiind toate secretele sau a treia relație pe care a avut-o, a doua relație, mă scuzați, secretă pe care a avut-o. Pentru că persoana asta ține de voi și nu vrea să vă lase, pur și simplu trebuie să scape de posibil un vărsător, o balanță, cineva de care trebuie să despartă, rac sau o chestiune secretă, cu o relație secretă cu cineva din trecut. De ce se desparte persoana asta de trecut pentru voi? Ia să vedem.
pentru că e roata și doi de cupe, pentru că e o chestiune de destin, regele de cupe, echilibru 5 de cupe și 3 de băte. Da, într-un final lasă trecutul în urmă, poate era o chestiune doar la nivel energetic, poate persoana asta și pentru că se vindecă nu accepta ideea să plece de acolo, sau cu gândul de acolo, ori persoana asta nu se putea dezlipi de îndoctrinarea familiei și ce se va întâmpla între voi în următoarele 72 de ore, să știți că trebuie să o luați ușor. Clar. Regele de bute și pași de... Așa... No, persoana asta să știți că o să vă vorbească sincer. O să spună sincer. Pentru că oricum voi nu mai acceptați minciuni. Din start persoana asta știe că nu acceptați minciuni. Persoana asta nu vrea să fie singură, vrea să fie cu voi. Cavalerul de monede, se pare că o luați ușor, ok? Nu se dă foarte mult aici. Se manifestă 5 de monede și pajul de bute. Nu acceptăm jumătăți de măsură pentru că acum cineva a învățat să iubească aici și știe adevărata valoare și persoana asta care vine știe din start că nu are nicio șansă să vină cu jumătăți de măsură sau, cum se mai spune, bias, ok? Deci știe din start că nu poate facă așa ceva. Deci persoana asta e conștientă, ori dacă nu este, va fi prin felul vostru de exprimare. Aici avem o încărcare energetică în următoarele 72 de ore cu foarte mare succes, o stabilitate foarte mare, despărțirea asta care este de persoana asta de care sunteți despărțiți acum, care este lângă casa voastră și cred că va fi în următoarele 72 de ore. Persoana asta care vrea să investească în voi, dar exact, trebuie să părăsească o situație de familie, ceva ce intervine sau a intervenit până acum peste mintea acestei persoane sau relația voastră. O toxicitate exact în relație trebuie dată la o parte. Persoana asta vă privește casa de la distanță, ca să știți. Mesaj veți primi sau mai multe mesaje. Frica de responsabilitatea acestei persoane. Părere de rău că nu-i răspundeți posibil sau vorbiți destul de greu. Aici e cineva care, telepatic conversează cu voi. Vorbim de cineva care vrea să stea în pahar cu voi, ok? Să vorbească cu voi. Este dor, vă urmărește. S-ar putea să existe și la etalarea numărul 2 o împăcare, ok? Ținta acestei persoane sunteți voi, să știți. Dar nu mai sunteți ce ați fost înainte. În niciun caz, să știți. Sunteți persoane deosebite acum. Sunteți am și aici, am și V acolo, am și aici A, V, ok? C, mai este și un C aici. Persoana asta este foarte atras, bărbatul ăsta este foarte atras sexual de voi. Dar nu cred că vreți să-i oferiți asta. Nu. Și nici nu sunteți acum în dorință de așa ceva cu persoana asta. Ori nu mai sunteți ca înainte. Am spus, e o schimbare foarte mare, iar bărbatul ăsta va fi surprins de schimbarea voastră. Bun. Atât am avut și pentru cei de la etalarea numărul 3. Acesta a fost video interactiv în această seară. Dacă v-a plăcut, uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.